Vă spun bună ziua! Numele meu este Marcel Mihalcea, sunt consilier în departamentul sport al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț. Și astăzi am venit în casa dumneavoastră pentru a încerca să vorbim despre un proiect al Ministerului Tineretului și Sportului și Ministerul Educației Naționale, care se numește Campionii României în Școală, Liceu și Universitate. Asta presupune ca oamenii din teritoriu, de la Direcțiile Județene de Sport, să vă aducă în față dumneavoastră celor care vreți să faceți sport, poate și de performanță peste ceva timp, să vă aducem în față modelul. Unul dintre modele în județul Neamț este astăzi Carmen Stoleru. Este capitanul echipei CSM Roman și este de vreo 7-8 ani de zile. Și dacă ar fi să-i fac o caracterizare handbalistei Carmen Stoleru, aș spune că este vreo 40% talent, restul muncă, ambiție și determinare. N-am văzut-o pe Carmen în ultimii 10 ani de zile să cedeze foarte greu și atunci când n-am mai putut să niște unuși. Acum vreo jumătate de ani. Așa. Vă spun că are foarte mari emoții. Vă spun că în momentul în care a intrat în sală, i-am spus că sala e goală și când a văzut a zis, wow, hai să vedem până ce povestim. Aș vrea să vă povestească despre sacrificii, despre determinare, despre viața de sportiv profesionist și aș vrea în final să înțelegeți că oamenii și din român, să nu vă gândiți că numai din alte părți pot ajunge de la lucruri naționale, aveți de exemplu Anca Popa, aveți exemple din fotbal, Sergiu Vidancea, care a jucat la Liga, în Liga Națională. Pe aici a trecut un Andrei Dumitraș și care a fost și el și de la locul național de fotbal. Așa că vă rog frumos ca după prezentarea ei să ne spună când a început handbalul și cu cine și ce a mai făcut de atunci. Aș vrea ca întâlnirea asta să fie de fapt un dialog. Vreau să vă întrebări, vreau să vă intereseze lucruri care poate nu le-au povestit astăzi. Mulțumesc! Bună ziua! Într-adevăr, am mare emoții în fața dumneavoastră. Sunt foarte onorată că pot împărtăși aceste lucruri cu dumneavoastră. Lucruri frumoase din sport. Sportul, ceea ce înseamnă muncă, mișcare, dar general. Am început handbalul de mic copil, eram chiar în clasa 5-a, cum bănuiesc să sunteți și voi, nu? Dar numai cu multă ambiție și multă determinare am reușit să ajung aici, la echipa de Roma, pe care sunt foarte mândră, că sunt capitanul echipei de Roma și încerc să vă ajut echipa foarte bun. Nu știu cum mă ațin dacă m-a ajuns. Nu știi cum ce. Când ai început handbalul și cum ce profesor? 1900? 98? 1998. Unii poate nu erați născuți atunci. Da, am început handbalul la Piatra Neamț, cu domnul profesor Dacu Arepin, pe care, de această tare, vreau să-i mulțumesc că a avut o credere în mine. Chiar îmi spunea că un jucător de handbal trebuie să știe să joace pe orice post. Eram separată când îmi spunea să joci extremă dreaptă. Nu, că eu am cu mâna stângă, cu mâna dreaptă, mă scuzați. Nu pot să joc acolo, e foarte greu. El nu, că trebuie să știi să joci pe orice post, așa vei ajunge o jucătoare talentată. Când am venit la Roma, am jucat extremă stângă, pivot, extremă dreaptă, n-am avut nicio problemă. Acum am ajuns să joc centru, inter, deci chiar toate posturile pe care le-aș putea juca, la foarte portat. Și asta datorită domnului antrenor, care m-a învățat de mică să știu să joc pe fiecare post. Bun. Hai să ne spun despre cantonamente, și din cantonamente. Da. Eu unde ai fost în cantonamente și poate niște povești de acolo. Cantonamente au fost
foarte multe. Acum să ne aduc. Azi, cel mai greu campionament pentru mine a fost când a venit tot la echipa din Roma. Cu domnul antrenor din Impartasit, cred că a fost primul meu campionament greu din viața mea, în care am plâns, în care scriam pe o ușă la intrare, s-a mai dus o zi, plângeam, dar mă ridicam în același timp, pentru că aveam jucătoare de echipă de la care puteam să învăț multe, au urat de mine, mă forțau să fiu mai bună ca ele. Și campionamentul e greu, într-adevăr, dar în același timp este foarte frumos și trebuie multă muncă. Te-ai gândit o dată? Pentru că pentru mine sportul, nu știu dacă aș putea trăi fără el, mi-a... e pe primul loc, pot spune. Pe al doilea este familia. Tot timpul ești plecat de acasă, dar dacă iubești ceea ce faci și pui suflet, nu mai putea să nimic. Vă rog, întrebări. Nu vă sfinți. Haideți. Fotbaliștii. Handbalistele. Ziceți. Bun? Zici. Nu vorbiți între voi. Dacă îmi permiteți, spune doamnă cum să se dezvărțesc copiii. Carmen, din spre tine. Da. Când ajung să dezvoltez copii, o să complementez eu prin câteva cuvinte ceea ce doamna profesor de Carmen Stoleru nu și-a amintit, nu a îndrăznit. Tot ce spune dumneavoastră, nu este nimic trecut dincolo de granițele posibilităților umane, de granițele posibilităților unui sportiv. Eu să spun Carmen, pentru mine este Carmen Cuța, pentru cursul de durată 7 ani. Este genul de om, pentru că înainte de a fi handbalistă, doamna Dumnezeu este primul om, este un mare caracter, caracter ca om, caracter ca sportiv, asta nu mai spun, este genul de om care cade de care cade odată. Și se cade de 4 ori, sau de 5, sau de 10, de câte ori sunt de la asta. De multe ori, când eram bună și vedeam că se accidentează, 3-4 apărătoare, 3-4 verse erau de cază, nu una, că nu puteam să-i urmă, nu puteam să-i urmă, dar de cază. Și spuneau cei din jurul meu, au o dată viață accident. În 5 secunde s-a ridicat. Și asta și era. Viața o și admit. Acum de mult pe jucătoarea care nu te dau, pentru că avea care nu. Pe omul Carmen și pe prietena Carmen. Eu fiind mai încă să ne-mi permit să-i spun cum vreau. Dar o spun cu mare, mare drag. Și mă gândeam, am găsit undeva, nu mai rețin autorul, o să mergem un pic spre Stela Religiei. Acel undeva, de undeva, de carte, nu mai rețin, suna cam așa. Dumnezeu iubește oamenii cu un caracter atât de înalt, încât trebuie să stea în genunchi ca să ajungă la nivelul cerului. Eu am luat asta ca pe o metaforă. Nu am vorbit cu cineva din domeniu, dar mie mi-a plăcut foarte mult. Și era acolo ca un comentariu. Tu caută astfel de oameni să te împrietenești. Foarte bine am zis. Și acum comentariul meu, ceea ce vreau să spun eu. Dar unde îi găsești? Îi găsești. Dacă îi cauți, fii într-o sută de oameni, găsești 0.01 care să se afle la canălății. Acum, copilași, vă rog frumos, eu v-am ridicat mingea. O continuăm. V-am dat o pasă lungă și înaltă. Continuăm contraatacul. Poftim. Doamna profesoară vă aparține. Stați-vă, domnule.
dau de practică. Când doamna profesoară cum să încercă, vreau un obiect foarte frumos la programul meu, se cheamă matematică. Și sunt aici din 1994. Știți, în bata, am făcut de mama în 1998, cred că eram și eu pe aici prin zonă, pentru că noi, indiferent de care obiect aparținem, da, avem un scop. Ca acești copii care termină liceu cu program sportiv, chiar dacă nu au fost campioni, chiar dacă nu au performanțe deosebite, trebuie să fie oameni. Și eu vreau să-i povestesc copiilor, că le-am mai povestit de vreo două ori, o singură poveste. Am prins pe Ana Maria Popa și pe Simona Popa. Pe Violeta, da. Deci, fete extraordinar de mult. Da, și am fost dirigentul lui Lidia Bivoc, doamna Sufră, Tereza Dama și așa mai departe. Bun. Eu, dintr-o conjunctură de situație, am ajuns la un program sportiv pentru că s-a mutat familia la Roma. Vă dați seama că la început eram pe lucrurile. Aceste fete de handbaliste de un respect deosebit pentru toți colegii care au fost pe ei, eu și un exemplu, am fost la doamna profesor. Nu fiți necăjiți. Uitați noastră și mergeam, am fost cu ele la meci la Brăila, am fost la Galați. Este marcă domnul profesor, acum s-a menționat domnul profesor Orban, te încurajam. Nu vă spun că te făceam și așa, ca să nu fiți supărată, noi vom da aclamate. Deci vreau să vă spun, arhiva este aici, s-au pregătit, le-am ajutat și au luat 10. Deci au pus să arate că nu numai am știu, că dacă își propun un obiectiv, ca așa cum este la dumneavoastră, să propună obiective pe termen scurt și pe termen lung, ele se realizează. Și important pentru acești copii care se uită acum la noi și sunt aici, să creăm exemple, să vadă că se poate, da? Și exact așa cum le spuneam lor. Dacă lor cei buni, din familie, din jur, de la un profesor pe care îl luăm ca idol, ca exemplu, da? Putem să mergem mai departe. Eu mă felicit și vă doresc succes. Să ia 10 la matematică și au luat. Doamna asta de aici, de lângă mine, și-a pus în cap să joace pe la Liga Națională din urmă cu ceva ani. A avut un sprijin și a ajuns să joace și să fie la Roman capitan de echipă. Zile copiilor, ce înseamnă viața de sportiv la nivelul de junior? Discoteci, ieșiri. Noi nu aveam calcul la fare. Ei iau acum și poate le-am dat să avem. Dar nu pot spune că am avut o viață extraordinară, dacă pot să zic așa. M-am axat mult pe școală, pe învățătură, dar în același timp mi-am permis să aleg niște zile în care să mă pot distra. Este important să te recreezi, să ieși la discotecă, să stai pe telefon în ziua de azi, dar e important e cât. Și în ziua de azi, majoritatea copiilor au uitat să se joace. Frumos. Stau doar cu telefonul în mână, doar pe Facebook, doar cu tablete, ieșiri în oraș, discoteci. Dacă într-adevăr v-ați ales să faceți sport, e că vorbesc că vă place. Da? Și trebuie să aveți grijă la viața pe care o duceți. Ca să ajungi sus, trebuie să dai deoparte multe lucruri pe care alți oameni le-ar face normal. Dar noi, ca sportivi, trebuie să avem o viață cât mai bună. Cât o dignă, cât mai multă. Ajută-mă,
mare mulțumire. Carmen, Carmen, vreau să vă mai spună, vreau să vă spună și faptul că ar trebui să ieșim să ne jucăm. Cei mici, cei mari ar trebui să-și continue viața sportivă acolo unde este. Și haideți să vă spun o chestie. Acum o săptămână a venit pe adresa Direcției Județene de Sport un material al unei asociații din Cluj-Napoca, se numește Level Given, care face un fel de concurs național. Asta înseamnă că împânzit așa, împrăștiat pe Facebook, acest concurs presupune să trimiteți voi, cei din, din țară, materiale pentru că faceți mișcare, faceți sport, ieșiți cu bicicleta, mergeți la antrenamente, la ce faceți. Și vreau să spun, vreau să vă spun că Romanul, în clasamentul acela făcut de asociația respectivă, este pe locul întâi în țară. Romanul este pe locul întâi în țară, implicit Neamțul este pe locul întâi în țară, datorită celor de la Roman. Și diferența de puncte este cam de vreo 7.000 de puncte între Roman și locul 2, Râmnicu Sărat, locul 3, Râmnicu Vâlcea, Muzău și toate, toate orașele astea. Așa că ideea este să rămâneți după o astfel de întâlnire cu concluzia că trebuie să faceți sport și trebuie să vă mențineți sănătoși. Ce-mi doresc eu foarte mult este să-mi spună Carmen dacă în momentul în care intră pe teren îi place să aibă tribunele goale sau pline. Și de ce? Asta niciun caz. E foarte frumos când vezi câtă lume te admiră și vin la sală pentru ceea ce ești, pentru ceea ce joci. Pot să zic că e al șaptelea jucător. În momente dificile, te învin foarte mult de la spate, ne dau un plus de aer. Și le mulțumim pe această cale că vin la sală și ne susțin. Chiar și când avem meciuri mai puțin bune, poate chiar și pierdem meciul respectiv, dar ei ne susțin necondiționat și sunt alături de noi. E foarte important să ai oameni alături de echipă și de tine în momente dificile. Nu numai în cele bune. A spus că avea un cuvânt acum interesant, se numește echipă. Vreau să vă întreb ce sporturi practicați. Handbal? Băieți-mă. Fotbal? Altceva. Baseball. Altceva. Judo. Judo. Deci până la judo avem la sportul de echipă. Vreau să vă gândiți foarte serios și o rog pe Carmen să se gândească la un moment la care antrenorul, intervenția antrenorului la un time-out sau nu neapărat, a dus la întoarcerea unui joc în favoarea echipei pe care o conduce din teren. Până atunci vreau să vă spun eu că la momentul la care antrenorul nu este cu voi, la care voi nu ascultați ce spune antrenorul sau nu-i transmiteți mesajul care trebuie, echipa are de suferit. În echipa respectivă intră și șoferul autobuzului cu care mergeți până la Bacău, la Piatra Neamț, la... intră și oamenii de servicii, intră și medicul echipei, dacă este cazul. Așa că vă rog să-mi spuneți, în afară de a face sport, ce opțiuni mai aveți? Ziceți. Zic, altă opțiune în afară de sport. Termin liceu când? Zic. Ha? La 19 ani. Acum când ai? 17. 16. Înainte. În afară de fotbal. Bănesc că fotbal faci, nu? Care sunt alte opțiuni pentru tine? Cum? Pompier. Variantă, la pompier. Și acolo se lucrează mult în echipă. Altcineva. Mai în spate, fetele. Ziceți. Ziceți voi, în față, hai, copiii au mai mult, zi, altă variantă.
Dar acum ce sport faci? Handbal. Și dacă te faci handbalist, ce faci? Renunți la polițist? Foarte bine. Dragilor, aveți curaj să vorbiți. Aveți curaj să vă spuneți părerea și aveți curaj să gândiți. În teren, doar cu ce vi se transmite de pe margine, nu se poate. Dar când s-a fost foarte multe și datorită de foarte multe ori. Chiar în mod simplu time-out, în ultimele minute sau în ultimul minut, chiar la un sport de egalitate, pur și simplu ai nevoie de antrenor, de sfatul antrenorului, să-ți dea o indicație tehnică, tactică, pardon, dar cel mai important e să o respecti. Sunt momente în care cer antrenorul time-out, iar noi nu suntem acolo. Vorbim cu colega, ne gândim la altceva, că se termină time-out, nu intrăm în teren și nu știu ce avem de făcut. Și atunci echipa pierde. Poate pierde. E foarte important să fim atenți la ceea ce ne se spune, să reacționăm repede la ceea ce avem de făcut.